Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am hotărât să vă filmez un clipuleț cu produse terminate pentru începutul lunii iulie. sau au îngrămădit ceva ambalaje și am zis că sunt prea multe până la sfârșitul lunii ca să mai îngrămădesc, să adun foarte multe cutiuțe goale și am zis că nu. Vă fac astăzi un clipuleț și cred că va fi așa și pe viitor, dacă se vor aduna cât de cât ambalaje am să vă filmez și am să vă arăt ce produse am terminat și vă voi spune despre fiecare produs mi-a plăcut sau nu. Și vom începe cu igiena părului și anume am terminat acest șampon de la Oriflame din gama Love Nature. Este șamponul de tip solid cu ulei de avocado și mușețel. Este un șampon care nu pot să zic că mi-a plăcut foarte mult. Ceea ce mi-a plăcut la el a fost că a curățat cât de cât, dar în rest mare efect după acest șampon nu am văzut. Ceea ce nu prea îmi plăcea că trebuia să mă chinui ca să fac cât de cât o leacă de spumă ca să mi pot șampona și scalpul și părul, dar mă bucur că l-am încercat și eu, l-am avut și pot să spun câte ceva despre el. Știu că la moment de ceva timp nu se mai află în catalog. Au încercat și cei de la Oriflame să ne arate un astfel de șampon, și nu știu dacă sunt persoane care le-a plăcut sau nu. Eu mi-am spus părerea mea că pentru mine nu a fost ceva wow. Pentru igiena corpului am terminat acest gel de duș de la Even din Naturals. La moment nu se mai află aceste geluri de duș în catalog. A fost cu măr și ceva o floare pe care eu nu o cunosc, nu știu cum se numește. L-am folosit -o de două sau de trei ori, pare mi se pe corp ca gel de duș, în rest l-am turnat recipientul pentru săpun lichid. Ca consistență a fost destul de ok, mirosul oarecum subtil, nu ceea ce am vrut eu să fie, de aceea și am zis că mai bine va fi să-l folosim ca să pun lichid. Ceea ce nu pot zice despre următorul gel de duș, care mi-a plăcut extraordinar de mult, acesta de la Palmoliv cu lapte și orhidee, pe acesta sigur că nu, nu aș încerca să-l pun ca să-l folosesc ca să pun lichid pentru că mi-a plăcut mult prea mult. A avut 500 de mililitri, mi-a plăcut și consistența lui cremoasă. Mirosul a fost unul extraordinar, l-am folosit atât pe mine cât și pe copii și a fost destul de ok, chiar lasă pielea foarte hidratată după ce folosește acest gel de duș am zis că mai folosesc din ceea ce am, din geluri de duș, dar la sigur va veni și momentul când îl voi recumpăra. Gelurile de duș de la Palmolive în varianta aceasta cremoasă îmi plac foarte mult. Următorul produs consumat este acest antiperspirant de la Rexona, secție buchet. Aici scrie 48 de ore de prospețime. Pentru mine nu cred că ar ține atât de mult, fiindcă nici nu am încercat 48 de ore, dar la sigur pe perioada aceasta de vară, când este mai cald, îmi ține transpirația sub control maxim jumătate de zi, cu toate că eu sunt persoana care nu transpiră abundent, dar cred că mai mult mirosul acestui antiperspirant își face treaba decât el în sine. Nu este un antiperspirant pe care l-aș recumpăra. Are și mirosul foarte puternic, dar cât de cât mie îmi plac mai mult antiperspirantele de la DAV și pentru perioada de iarnă, dacă să-l recumpăr, poate ar ține o zi întreagă să-și facă efectul, dar eu pentru perioada rece prefer antiperspirantele solide. Următorul Produs terminat este această cremă de mâini de la Oriflame, Bright Petals. Am folosit-o și eu și mama. A avut un miros subtil de flori. Nu a fost cine știe ce. Eu în această perioadă și mai ales că sunt în concediu, nu prea folosesc cremă de mâini, fiindcă chiar nu am nevoie. Dar eu v-am mai zis despre aceste creme de mâini de la Oriflame din care apar în ediții limitate nu sunt atât de hidratante pe cât aș avea eu nevoie. Următoarele produse pe care le introduc tot la categoria corp este acest pachet de șervețele umede de la Freshmaker, 120 de bucăți. Nu mi-a plăcut aceste șervețele, sunt calitatea șervețelului în sine este cam lasă de dorit. De îmbibate am fost foarte bine îmbibate în soluție, dar nu-mi place calitatea la aceste șervețele. În schimb, aceste șervețele de la Baby Bella îmi plac foarte mult, la fel 120 de bucăți. Sunt bine îmbibate în soluție și calitatea șervețelului este mult mai ok. Și dacă tot să rămânem la partea corporală, am terminat și acest pachet de absorbante zilnice de la Discrit, 0% parfum și nu știu ce mai este aici, a, ah, coloranți și înalbire cu clor. Abia acum am observat că au fost 18 bucăți, eu după câte cunosc celelalte feluri de discrit sunt câte 20 de bucăți în pachet, au fost ca și toate celelalte absorbante zilnice fără miros au fost, dar sunt cât de cât ok la moment. Nu mi le-am cumpărat pe cele de la descris, am altele. Următorul produs de acum este pentru îngrijirea tenului. Este această mască de tip șervețel de la Apio. A fost cu miros de coffee milk. Șervețelul mi-a plăcut calitatea lui. Eu v-am zis despre aceste măști de tip șervețel, că mie îmi plac, la moment hidratează, dar mai am o singură mască de tip șervețel și cam s-au terminat toate. Am hotărât că la moment să nu, ne, să nu mai recumpăr șervețele de acestea, măști de tip șervețel, fiindcă vreau să mai termin din cei ce am măști la tubuleț, fiindcă le trec termenul și trebuie aruncate pe urmă dar în mare parte la sigur că le voi recumpăra pe aceste de la Pio sau pe cele de la Frudia. Tot pentru față am consumat acest serum de la Revox Just Vitamin C. Este un serum antioxidant. Acesta este a doilea recipient terminat consecutiv. Nu știu să vă zic că eu am văzut ceva un rezultat vizibil pe tenul meu, nu pot să zic că poate, și a făcut el ceva acolo din componența lui, dar nu știu de ce acest recipient chiar aveam, nu aveam răbdare mai repede să-l termin. Am zis că voi încerca altceva. Dacă aveți ceva produse care puteți să-mi recomandați cu vitamina C, Chiar vă aștept cu mare drag în comentarii, dar pentru mine acest Revox sau că l-am folosit mai mult timp, dar nu a făcut o mare treabă. Și acum vreau să vă arăt și câteva produse de make-up pe care le-am terminat. Primul produs este acest burețel de machiaj de la Oriflame. S-a rupt, nu știu ce este cu focusul, dar Cred că veți observa că s-a rupt, l-am folosit foarte mult timp și chiar îmi pare rău că trebuie să mai despar de el. Nu prea îl observ eu ultimul timp în catalog, dar la sigur că îl voi recumpăra. Îmi place foarte mult. Următorul produs este un produs pe care l-am introdus în Project pan și v-am spus și atunci că dacă îl voi mai folosi ceva timp, va fi bine. Dacă nu, îl voi arunca. Astăzi l-am folosit și chiar v-am zis că are un miros ca de alterat ceva. Nu mi-a plăcut absolut deloc. Un miros înțepător. Cu toate că l-am folosit foarte, foarte mult timp și nu pare absolut deloc rău că trebuie să mă despart de el. Mi-a plăcut și ambalajul și pensula lui este foarte drăguță. La moment nu mai am niciun gel de setare a sprâncenelor. Cam așa arată pensula într-o parte are perii mici, într-o parte perii mai mari. Mă bucur foarte mult că am avut și eu posibilitatea să probez aceste... acest produs, mai bine zis, de la Benefit și la sigur că dacă voi mai avea ocazia, nu mă voi supăra. Următorul produs terminat este această pudră de la Too Faced Peach Perfect. Eu am avut o cantitate de 3,5 grame. Este o pudră matifiantă și de Mi-a plăcut foarte mult și cum setează și că matifiază pe o perioadă destul de mare. Chiar mă bătea gândul să, ca... să o, caută pe, pe site-urile online să vedem la ce preț este. Mi-a plăcut și mirosul foarte drăguț. M-aș bucura foarte mult dacă aș primi un subscripția de la Ipsy, deoarece am văzut că pe site la ei sunt și produse Too Faced, dar vom vedea, dar foarte mult mi-a plăcut și vă recomand acest, această pudră. Și ultimul produs care tot l-am atribuit la make-up este acest, cum să vă arăt ca să vedeți, este un un gel pentru unghii, așa nume pentru lampă și se numește Disco. Eu am avut nuanța 03. Eu v-am zis că mai fac și unghii, acoperirea unghiilor, mai bine zis. Așa a arătat el cu irizații foarte drăguțe și sclipitoare. L-am folosit mai mult pe cliente ceva timp și s-a terminat. Am o clientă pe care îl folosește și îi place doar el și s-a terminat. Am vrut să vă arăt că este un produs foarte bun. Este din... Nu știu de ce arată așa de rău camera. Este din acest brand Global Fashion. Cei drepte sunt cu dar se merită. A avut 8 ml și mai ținut ceva timp. Și pot să vă zic că persoanele care nu prea iubesc acoperirea unghiilor cu o nuanță foarte aprinsă sau cât de cât vizibilă, cu acest luci arătau unghiile foarte bine și uitați-vă că este primul produs terminat din această categorie. Și cam acestea au fost toate produsele terminate la începutul lunii iulie. Desigur că vă aștept în continuare pe canalul meu și vă doresc tot ce este mai frumos și mai bun.